cum vedeți acest meci? Pentru că începe să se scurgă timpul și e nevoie să începe să face și voi multe. Păi, eu cred că meciul de mâine va fi un meci foarte greu, ca și celelalte. Noi vom încerca să punem în picare ceea ce pregătim la antrenamente și ne gândim la victorie. Încercăm să luăm cele 3 puncte, pentru că avem nevoie foarte mare de ele. Și așa despre adversar, cum ți se pare? Pentru că și ei au avut niște probleme, însă la ultimul meci din anul trecut v-au înfrânt, s-au mai schimbat ceva lucruri? Păi chiar ieri i-am vizionat și astăzi i-am vizionat partea lor ofensivă, sunt niște jucători foarte buni, experimentați, care au jucători individuali foarte buni, dar noi avem și noi suntem, putem să facem un meci foarte bun. Putem să speculăm punctele lor slabe și sperăm să ne iasă la meciul de mâine. În rest, simțiți presiunea asta, chiar dacă mai sunt doar la un punct de locul de baraj, ca anul ăsta nu ați făcut niciun punct? Păi noi luăm fiecare meci în parte, ne gândim la meciul de mâine, încercăm să luăm cât mai multe puncte din aceste meciuri, mai avem 4 meciuri de jucat și avem foarte mare nevoie de puncte și noi încercăm să dăm totul pe teren pentru punct sau puncte.